Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea 7 zile. Săptămâna aceasta, Guvernul Republicii Moldova a trecut prin remanieri care au stârnit mai degrabă nemulțumiri decât speranțe. Mulți cetățeni așteptau schimbări mai profunde, dar deciziile luate au lăsat un oarecare gust amar. În același timp, la președinție, în această săptămână, a avut loc o întâlnire importantă cu partidele de opoziție, în cadrul căreia s-a discutat despre corupția legăturilor și despre soluții referitoare la stârpirea acestui fenomen. Ce rezultate putem aștepta de la această inițiativă și cât de reale sunt șansele unei schimbări. Despre asta vorbim astăzi. Tot în această săptămână am aflat din nou că mergem la Moscova pentru negocieri cu Gazprom. Rămâneți alături de mine pentru o analiză detaliată și pentru a face cunoștință cu opiniile invitaților mei care vor pune sub lupă evenimentele momentului. Discutăm astăzi cu Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc, dar și cu Alexandru Bujorean, copreședintele Ligii Orașelor și Comunelor. Bine ați venit la 7 zile! Bine am găsit! Bună seara, bine v-am găsit! Așa cum anunțam și în intro-ul meu, avem despre ce să discutăm astăzi, domnilor, pentru că și în această săptămână am avut un boom de evenimente, dacă putem să le numim așa, cu declarații mai răsunătoare, pe alocuri mai pesimiste sau optimiste, unii le-ar putea considera. Haideți să dezghiocăm astăzi firul în patru și să vedem ce se întâmplă. Vom începe cu remanierile guvernamentale, pentru că așa sau altfel ele au fost cap de știri în această săptămână, cel puțin la începutul acestei săptămâni. Oamenii, cei de acasă, cetățenii de la firul ierbii, au așteptat ceva mai mult. Cât de îndreptățite au fost așteptările cetățenilor noștri referitoare la aceste posibile remanieri? Haideți să le luăm pe rând. Domnule Galbur, vă rog. Da, deci imediat după încheierea campaniei pentru alegerile prezidențiale, deja circulau aceste zvonuri, informații privind remanieri. Privind remanierile care urmau a avea loc acum, la sfârșit de noiembrie-decembrie. Însă și în dialogurile pe care le-am avut noi, le-am purtat cu doamna președintă, la fel, ne-a menționat că vor avea loc schimbări. După demisia neclară, zic eu, și neargumentată a lui Andrei Spânu, neargumentată de cei de la guvernare, pentru că a plecat așa ușor englezește, să-i spunem, a urmat această rundă de așa numite remanieri pe care personal, ca și politician, dar și ca și cetățean al Republicii Moldova, nu le-am înțeles. Pentru că eu știu așa, atunci când demiți pe cineva, aduci în loc pe cineva vizibil mai bun, cu un background mai puternic în agricultură, să spunem, sau în afacerile interne. Unul la mână și doi la mână. Categoric nu a înțeles nimeni, și eu o să-mi permit să spun pentru mai multă lume cu care am dialogat, care a fost faza cu demiterea lui Bolea de la agricultură și numirea lui la infrastructură. Ori funcția de ministru este o funcție despre management. Și atunci când ești demis, înseamnă că duci un management sau ai avut un management defectuos în ministerul pe care l-ai condus. Și dacă ai fost demis din cauza asta, care e argumentul să fii reangajat într-un minister cu încă și mai multe probleme, cu încă și mai multe fonduri de gestionat? Deci este neclar și până în ziua de azi, chiar dacă a fost o decizie care a tulburat societatea, politicul, nu am văzut un argument rezonabil din partea domnului prim-ministru. De ce? Ce a dus la aceste decizii? De ce aceste persoane? Care sunt viziunile noilor miniștri pentru domeniul afacerilor interne, agriculturii și infrastructurii? Și să ne punem așa o întrebare retorică. Au ei destul timp la dispoziție ca să mai schimbe ceva substanțial în domeniile pe care le vor conduce? Eu zic că nu. Domnule Bujorean, cum trebuiau să arate aceste remanieri în modul ideal? Pe de toate trebuie să menționez că subiectul remanierilor și necesitatea acestora a fost menționată inițial încă în anul 2023. Așa. Blocul împreună a cerut acest lucru, doamne președinte, la una din întrevederi.
Și dacă se făcea atunci, eram auziți atunci, nu doar noi cei din bloc, dar întreaga opoziție extraparlamentară, probabil am fi putut vorbi despre management și despre candidaturi care ar fi avut și suficient timp ca să aducă niște schimbări vizibile pe domeniile destul de complicate despre care am vorbit, pentru că atunci cerusem demisia ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale, ministrului economiei, ministrului afacerilor interne și, evident, ministrului agriculturii în plină criză de comunicare acestea cu agricultorii. Din păcate, nu am fost auziți atunci. S-a considerat că imaginea miniștrilor PAS este problema PAS-ului. Chiar dacă am menționat atunci că deja este o problemă a întregii societăți și percepția oamenilor și suspiciunile care planează asupra unor miniștri va lovi dur în scorul pe care îl va obține PAS-ul, dar asta mai puțin ne interesa pe noi, ne preocupa. Dar și mai mult am simțit pericolul atunci când a fost lansată această inițiativă privind referendumul. Și atât acel vot de protest, care pe lângă votul cumpărat a persistat în procesul electoral, se datorează inclusiv eșecurilor pe anumite domenii în care s-au făcut acum remanieri. Dacă aș putea să le spun remanieri, pentru că sunt de fațadă, sunt mimate, s-a dorit cu tot din adinsul să se păstreze sub controlul partidului, sub o persoană de acasă, în persoana domnului Bolea, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, astfel încât acolo să nu vină nimeni din opoziție extraparlamentară și să facă niște investigații interne pe anumite subiecte, inclusiv obiecte de infrastructură, asupra cărora au planat mai multe suspiciuni în executarea acestora. Și, din păcate, am văzut că la interne, chiar dacă era necesară demisia, a fost nominalizată și promovată o persoană din interior. Un secretar de stat a fost partea politicii promovate de minister, ceea ce înseamnă că schimbare vizibilă aici nu avem. Și la agricultură, cu tot respectul, doamna Cătlăbuga conduce o asociație, una din acele asociații care a făcut lobby public și a garantat, a cerut guvernului să nu îl demită pe domnul Bolea de la Ministerul Agriculturii. Ceea ce înseamnă că în fond demisii nu avem, dar ceea ce se vede cu ochiul liber e lupta dintre cele două grupări din interiorul guvernării, grupul condus de prim-ministru Recean și cel care era condus de Andrei Spânu și poate încă mai este și condus. Așa, despre acest grup și înlăturarea miniștrilor. Se tot vorbește că urmează și niște scinderi în cadrul partidului și că unii deputați ar putea să părăsească cumva una dintre grupări. Sunt doar niște informații care se vehiculează pe surse deocamdată. Eu voiam să ne mai oprim un pic la o declarație a domnului prim-ministru Recean în cadrul acelui briefing de presă pe care l-am așteptat cu toții și care a avut loc la ora 19 seara, luni seara. Dumnealui a spus o frază care cumva nu ne-a atras atenția. De cele mai dese ori este nevoie să schimbăm nu oamenii, dar abordarea. Probabil în jurul acestei declarații și în jurul acestei sintagme s-au concentrat ei atunci când au vorbit despre necesitatea unor remanieri. Cum trebuie schimbată această abordare? Bine, nu schimbăm oamenii. Cum schimbăm abordarea atunci? Haideți să vedem. Eșecul din justiție până una alta în aceste zile este pus doar pe umerii Procuraturii Anticorupție. În rest, totul e bine. Cel puțin asta am înțeles noi din declarațiile oficialelor. Dumneavoastră, cum credeți, domnule Galbur? Eșecul este doar la Procuratura Anticorupție? Nu, eșecul este în interiorul partidului de guvernare. Și bine ați menționat la începutul acestei întrebări despre această scindare. De fapt, scindări sunt vreo trei tabere. O tabără cu Dorin Recean, o tabără cu Andrei Spânu în continuare. Să nu vă îmbătați cu apă rece să credeți că Andrei Spânu, după ce a investit atâția ani, bani, sănătate și timp în politica moldovenească, se va retrage peste noapte și va sta să o privească la televizor. Și o bună, când vorbim de abordări, păi se contrazice însăși premierul Recean, pentru că, de exemplu, ministrul Efros, Adrian Efros, deci întrebăm polițiștii foarte bine. Polițiștii, de cât au avut un respect față de domnul Efros, domnul Efros este militar de profesie, dar în ochii lui Dorin Recean, vorbind de abordări,
Adrian Efros este prieten de copilărie și sunt din aceeași localitate cu domnul Andrei Spână. Și în da, cu siguranță, din zona Ratuș-Măgdăcești. Și în momentul ăsta a vrut să, pentru că Ministerul Afacerilor Interne, cine controlează Ministerul Afacerilor Interne, controlează aproape tot, să spunem așa. Și în momentul în care l-a eliminat pe Andrei Spână din această de la putere, pentru că Andrei Spână a fost la putere, la o bucată de ministere, iată că încet, încet trimite și miniștrii, și eu am spus-o chiar și zilele trecute, cred că următorul demis va fi după sezonul rece, după ce se vor acumula toate problemele legate Buzu. De energie, va fi domnul Buzu, un alt prieten și cumătru cu Andrei Spână. Cel puțin ce vorbesc experții spun că Buzu ar fi unul dintre miniștrii care chiar nu merită a fi demis, pentru că a făcut față cu brio crizelor. Bine, și atunci care e argumentul domnului Recean de a-l demite pe Adrian Efros? Corupția electorală? Dacă da, atunci s-o spună, și dacă da, atunci trebuie să fie demis și directorul Serviciilor de Informație și Securitate, care a fost responsabil să prevină corupția electorală și tot ceea ce s-a întâmplat la alegerile precedente. Deci nu există un argument. E o bătălie tipică pe care am mai văzut-o la toate partidele care au fost la guvernare în ultimii 30 de ani. Orice partid din ăsta mare, masiv, care ajunge la guvernare, care are acces la resurse administrative, care deține toată puterea în stat, așa cum o deține PAS-ul, la un moment dat se începe scindarea. Și cu cât ne vom apropia de alegerile parlamentare, cu cât această scindare va fi mai proeminent, pentru că vor începe luptele pentru lista la parlamentare, pentru putere, parcă nu ne mai vindecăm de toată boala. Mai mult ca atât, l-aș completa pe domnul Gabur, în orice stat cu democrație dezvoltată, avansată, atunci când pleacă un ministru pentru ineficiență, cel puțin public se argumentează ce se face acest lucru, pentru că pe lângă anti-rating sau eșecuri, fiecare ministru, fiecare persoană publică are susținători și ar fi corect ca să se cunoască. La noi, uitați-vă că pe verticală, exponenții celor mai importante puteri din stat mulțumesc, declară public că respectă decizia și încă și declară unii din ei, inclusiv din rândul deputaților, că este o greșeală, că un ministru sau altul a fost demis. Adică este o abordare cel puțin neserioasă în raport cu electoratul, ne mai vorbim de partidele politice. Da, pentru că bună oară, imaginați-vă, și iarăși vin cu un argument și cu o dovadă pe care o enunț acum, că există o disensiune și o scindare în PAS. Până câteva minute, până la ora 7, luni, când seara, 19, când a fost anunțată această procedură de remanieri, de exemplu, președintele Comisiei Parlamentare de Agricultură, care e membru PAS, evident, nu știa cine va fi ministru. Deci nu au, ei spun că noi ne-am consultat cu fracțiunea. Păi dacă voi v-ați consultat cu fracțiunea, de ce domnul Carp, Lilian Carp, care e unul din fruntașii PAS-ului, vineri seara sau sâmbătă dimineața a solicitat premierului ca numele celor care vor fi numiți în noi miniștri să fie dezvăluite publicului. Păi ce cu secretomania asta? Noi trăim în 2024 într-o eră a transparenței și asta ne-a promis PAS-ul când a venit la guvernare, transparență, și nu o vedem deloc. Se va crea o nouă formațiune politică? De către? Condusă de Andrei Spânu, domnule Bojoran? Nu cred că cu anti-ratingul dumnealui va merge la acest pas, e suicidal. Andrei Spânu atât de mult a fost comparat cu Vlad Plahotniuc în ultima perioadă, cât cum și el a început să creadă în acest lucru, cel mai probabil, și va sta în umbră. Eu cred că el deja are proiecte politice în care are exponenți și să notăm că cea mai importantă formațiune politică pe care o controlează Andrei Spânu continua a fi PAS-ul. Și inclusiv rezistența internă care a fost și s-a manifestat în procesul de desemnare a unor candidaturi așa cum sunt, cu tot respectul, noi trăim într-o societate în care ne-am obișnuit să dăm guvernul cel puțin 100 de zile. 100 de zile, exact, să vedem ce rezultate ne livrează. Nu știu dacă noi le avem în contextul pregătirii pentru alegerile parlamentare și nu știu dacă orice manager, cât de bine pregătit n-ar fi, el va reuși într-un termen atât de scurt să realizeze ceva. Influența domnului Spânu se va simți în continuare.
s-a făcut o mișcare, se pare că el a pierdut o bătălie, vedem ce va urma mai departe. Eu sunt absolut de acord cu domnul Galbur, mai puțin deja trebuie să ne preocupe acest lucru, cu pasul este totul clar. Acum este foarte important ca opoziția extraparlamentară pro-europeană să, să se consolideze și să creeze o alternativă. Până nu de mult și astăzi, de fapt, avem aceeași situație. PASUL a făcut o strategie din activitatea sa de a nimici tot ce este sănătos, tot ce este pro-european și tot ceea ce poate genera concurență politică. Din păcate, acest lucru a fost susținut inclusiv și de partenerii noștri externi, punându-se miza doar pe acest partid. Acum ar trebui să aibă loc o remobilizare și revederea strategiei electorale, astfel încât să nu ne pomenim că în alegerile parlamentare vom avea o majoritate pro-rusă sau exponenți în Parlament, formațiuni politice care vor negocia la sânge dur apartenența la o majoritate sau alta, așa cum ai avut-o și în trecut, nu fără influența Moscovei. Cât este de gata opoziția extraparlamentară pro-europeană, așa cum ați numit-o dumneavoastră, domnule Bujorean, să se consolideze, domnule Galbur? Păi uitați însă și aceste tentative a doamnei președinte și anul trecut și în acest an, iată, vorbim de toate aceste adunări de la președinție. Așa, o să vorbim și despre ele. Da, deci noi deja cumva anticipam că se va discuta despre și tot suntem așa transferați pe data viitoare, până în momentul în care nici noi n-am înțeles. Vrea PAS să consolideze dreapta pro-europeană, dreapta politică vorbesc, sau nu? Și în momentul în care nouă deja treptat ne este clar că PAS nu-și dorește acest lucru și avem informații că deja au negociat și cu cei din PSRM și cu cei din MAN o eventuală conlucrare, coaliție, numiți-o cum vreți, în viitorul Parlament. Și atunci nouă ne-e clar că ei probabil nu mai mizează pe partidele de dreapta, dar știți un lucru pe care PAS vă spun că a făcut o greșeală. Cum gândește PAS-ul? Da, ei sunt la putere. Și atât există Blocul Împreună, există Partidul Național Moldovenesc, există Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Deci există un număr. Asta e sănătos. Politica, democrația se bazează pe pluripartidism. Că și noi avem electoratul nostru, procentele noastre, un procent acolo, două acolo, așa, două dincolo. Și iată, foarte bine a înțeles doamna președintă la alegerile prezidențiale, dar și la referendumul constituțional, ce înseamnă să nu-ți ajungă 1%. Și vreau să vă spun că în această campanie a existat o deschidere din partea PAS-ului, cum n-am mai văzut-o eu personal niciodată, și comunicare, și frâu liber la televiziunile care ne cheamă o dată în an. Deci s-a văzut, pentru eu cel puțin am resimțit acest lucru. După victorie, s-au îmbătat din nou cu această victorie și glorie și sete de putere și cumva se începe din nou marginalizarea dreptei pro-europene. Și desconsiderându-ne, știți, spun și manualele de psihologie a maselor, niciodată să nu-ți desconsideri inamicul, oponentul, pentru că pe noi ne avantajează din punct de vedere politic bătălia din PAS. Dar ca și cetățean simplu a statului în care trăiesc, mă îngrijorează faptul că avem la guvernare niște oameni preocupați de bătăliile și interesele lor personale mai mult decât de interesul nostru național. Și acest lucru s-ar putea în 2025 să ne coste. Spuneați că PAS-ul nu este gata să coaguleze dreapta, dar ce partidele astea despre care dumneavoastră vorbiți și ați făcut trimitere, iată, Liga Orașelor și Comunelor și, în genere, Blocul Împreună, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, Partidul Național Moldovenesc, ce partide mai avem pro-europene, PSDE, Partidul Social Democrat European, cât de gata sunt aceste partide să facă un front comun, un bloc comun până la urmă, ca să meargă în Parlament la aceste alegeri ca și o alternativă pentru actuala guvernare? Repoziționarea lucrurilor pe segmentul pro-european este inevitabilă și era evidentă după ce am văzut cu toții scorul din primul tur inițial și apoi din turul 2. De fapt, victoria doamnei Sandu este un exemplu de mobilizare exemplară a segmentului pro-european. Așa. Și dacă vor trage concluzii și lecții, dar se pare că nu le trag, și acea panică, frică și dorință de colaborare între primul și al doilea tur se pare că dispare treptat,
Și am văzut acest lucru în ziua de luni, pentru că, în opinia mea, ziua de luni a fost o ultimă șansă a pasului, sau hai să nu spunem ultimă, dar una din cele mai importante șanse pe care pasul le-a ratat. Ce ar fi trebuit să se întâmple luni? De ce? Fapt? Și ce s-a întâmplat, de fapt, luni? Pentru că întâlnirea a fost cu ușile închise. Eu, cel puțin, și colegii mei, eram sigur că în momentul în care noi avem discuții la președinție, așa, domnul Recean va ieși și va anunța ce miniștri pleacă. Așa. Și va lansa un proces de consultări. Așa. Inclusiv cu partidele extraparlamentare. La întâlnirea de la președinție, domnul Galbur poate să confirme, subiectul remanierilor practic nu a fost discutat. S-a discutat în mare parte despre corupția politică, propunerile opoziției, nu am auzit nici noi un plan bine definit, nu sunt sigur dacă toate propunerile noastre vor fi luate în vedere, dar a fost și o metodă de a distrage atenția. Pentru că probabil s-a așteptat că spiritele vor fi mai încinse sau că noi vom fi mai incisivi și ne vom propune, ne vom cere cumva la guvernare. Este un act suicidal. Dar nu s-a făcut un gest de deschidere, o propunere către opoziție extraparlamentară, pentru că în cazul dat, în primul rând, s-ar fi diminuat din toxicitatea și din percepția oamenilor față de PAS. S-ar fi manifestat o deschidere anumită și ar fi venit în guvern fețe noi. Nu de dragul doar a unor reforme care sunt practic imposibile într-o perioadă atât de scurtă, dar și din dorința de a diminua din anti-ratingul puterii și a arăta, uite, cum va exista, cum va arăta următoarea majoritate pro-europeană. Se pare că nu se dorește ca formațiunile politice, cele pe care le-ați menționat și poate una, două, altele, să crească. În schimb, și am menționat acest lucru și la întâlnirea la președinție, gruparea politico-criminală Șor a concentrat în jurul la 3-4 candidați în aceste prezidențiale un anumit segment de electorat. Popular vorbind, iertați-mi expresia, i-a mânat pe unii alegători corupți, racolați, manipulați, din păcate, să voteze pentru un candidat sau altul. Ei toți au acumulat în jur de 4-5%, ceea ce înseamnă că în condițiile actuale ei nu vor avea probleme de a trece pragul electoral, având o platformă politică care nu ar fi ea. Problema mare este la noi. Și portofoliile ministeriale ar fi permis opoziției să aibă o platformă de discuție și să vină cu propria viziune în actul guvernării. Nu s-a dorit acest lucru, cel puțin până la această etapă nu am văzut deschidere, dar s-a dorit cu tot din adinsul de a separa aceste trei ministere cruciale pentru guvernare, două în care se învârtesc fluxuri enorme de bani, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul Agriculturii, prin subvențiile și tot accesul pe care îl au la sectorul agricol, și evident Ministerul de Interne, care reprezintă forța oricărei guvernări. Citeam o reacție zilele astea la ceea ce spuneți, că ar fi trebuit cumva să fie incluși în discutarea acestor noi portofolii, în actul guvernării, și reprezentanții ai partidelor pro-europene de pe dreapta. Și suna reacția cam așa, ar fi fost un gest destul de naiv și e naiv din partea acestor reprezentanți ai partidelor care nici măcar nu au luat un procent mai mare, da, la alegeri, să se ceară la guvernare, pentru că până la urmă votul de încredere a fost acordat PAS-ului și nu altor partide. Cum comentați această reacție, domnul Galbur? Păi au trecut aproape mai bine de 3 ani, da? Aproape 4 ani de când a fost acest vot și vreau să menționez că eu m-am întors în Republica Moldova din diasporă, din acea diasporă care a votat masiv pentru PAS și pentru Maia Sandu. Personal sunt unul din personal am fost în Irlanda când s-a făcut campanie și am participat și eu pentru Maia Sandu, pentru forța că era PAS, PSRM, atunci stânga-dreapta, și la un moment dat, când a ajuns atât de masiv, așa numitul mandat al poporului, tot al nostru, PAS, când au ajuns la putere, a început marginalizarea. Dacă nu ești cu noi, înseamnă că nu ești acceptat. Și atât un an n-am fost acceptați. Eu vă spun, când doamna președintă a pornit campania de a reîntoarce diaspora acasă, când nu le ajung resurse umane pentru ministere, pentru agenții, am fost unul dintre cei naivi, bine menționați, care am depus CV-ul, eram gata să renunț la salariul de 2000 și ceva de euro pentru un salariu de 9-10.000 de lei, să mă întorc să-mi ajut țara. Și ăștia din PAS au zis că nu ești de-a nostru, nu ești din PAS. Și am rămas atunci uimit și bulversat de această atitudine și vă spun că de atunci, din 2001 până astăzi,
ministerele din Republica Moldova, agențiile, încă mai duc lipse, încă mai fac, mai caută lume, nu are cine lucra. Deci această gaură de resurse umane din 2001 până astăzi s-a mărit pentru că au emigrat peste 200.000. 2021. Da, din 2021. Au emigrat peste 200.000 de oameni și emigrează în primul rând tinerii, forța de muncă. Deci această abordare a pasului, iată, eu o simt azi deja fiind în politică. Nu, știți, dacă nu ești cu noi, înseamnă că ești inamicul nostru. Eu care am susținut vectorul european, care am făcut campanie, noi suntem partidul unionist, toți colegii mei sunt mulți care s-au întors din diaspora și atunci când noi criticăm și le facem din deget la ăștia din pas, băieți, aveți grijă că nu faceți corect aici sau aici, sunteți dirijați de Moscova, de Ilan Shor și de Plahotniuc. Deci asta eu aud de 2 ani de când fac politică din partea celor de la guvernare. Și uitați-vă la ipocrizia lor. Atunci când au avut nevoie de noi la referendum și la alegerile prezidențiale, nu au ezitat să ia telefonul și să ne apeleze să ceară un sprijin. Și noi am făcut-o, noi am sprijinit și la aceste alegeri, și la referendum, chiar dacă cu risc, cu intenția binelui comun și cu riscul de a ne lăsa cumva absorbiți vătămați de gloria și de victoria eventuală a Maia Sandu și a partidului de guvernare. O veți face și la parlamentare? Veți susține, domnule Galbur? Eu astăzi, iată, să aveți înregistrare, vă spun că sub nicio formă noi nu vom susține partidul de guvernare la următoarele alegeri parlamentare, pentru că dincolo de PAS, vreau să spun că mai există partide sănătoase, există oameni competenți, integri, patrioți, tineri, foarte important, nu fac discriminare de vârstă, dar e foarte important să dăm un suflu nou politicii moldovenești și să schimbăm clasa politică de la Chișinău. Pentru că ne-am săturat să vedem, iată, cum îl vedem pe Recean, care eu eram încă, cred că, la universitate, când el era ministru afacerilor interne. Deci, aceiași oameni de zeci de ani sperindează în sistemul public. Deci nu. Alegerile parlamentare din 2025 vor fi momentul decisiv de schimbarea clasei politice de la Chișinău. Domnule Pujoran, haideți să revenim un pic la acea ședință cu președintele Maia Sandu. Care este rezultatul acelei întruniri? Avem semnat un document, o rezoluție, niște soluții puse pe masă. Ce facem mai departe? Pentru că fenomenul coruperii a legăturilor, trebuie să recunoaștem, este unul destul de bine implantat deja în țara noastră. Cât este de mare sau de mică rețeaua pusă la cale de Ilan Shor, trebuie să aflăm încă, pentru că până la urmă se operează cu foarte multe cifre, 130.000, 300.000, n-am mai înțeles până la urmă câți sunt infiltrați în această rețea și câți fac parte din această rețea. Ce facem mai departe? Ați ieșit de la acea întrunire cu o agendă de concluzii? Sau de acțiuni care urmează a fi întreprinse mai departe? Discuțiile au fost destul de lungi, peste 3 ore. Așa? O bună parte din acestea au fost axate pe constatarea anumitor fapte. Bine, noi le cunoșteam. Nu cunoșteam amploarea. Guvernarea, având toate pârghiile administrative, cunoscând amploarea, se pare că a început să reacționeze doar după primul tur a alegerilor. Așa. Și aici am vorbit în detalii despre conlucrarea anumitor instituții ale statului, inclusiv Inspectoratul Național de Investigații și Inspectoratul General al Poliției din cadrul MAI, cu, spre exemplu, subdiviziunile Centrului Național Anticorupție, care a primit pe parcursul anului trecut anumite atribuții în contracararea corupției politice. Dar ei depind foarte mult de agenții constatatori din cadrul MAI. Așa. Pentru că unele subdiviziuni teritoriale, direcții regionale au 8-9 ofițeri de urmărire penală responsabili de 9 raioane, ceea ce nu este normal. Am simțit un accent puternic și o nemulțumire puternică față de Procuratura Anticorupție și vedem, sau mai bine zis, nu vedem prea multe mișcări acolo, dar nu este corect să pasăm toată răspunderea doar pe această procuratură, ținând cont că o parte din atribuțiile pe care PA-ul le avea în domeniul corupției politice și electorale au fost transmise către CNA. În plus, PA-ul, dacă nu greșesc, ei trebuie să aibă nu doar procurori, dar și ofițeri de urmărire penală. La moment, ei doar și-au mărit numărul de la 50 de procurori la 76 de procurori și aici s-a invocat problema sediului, atât de mult discutată.
Este o problemă. Ceea ce nu s-a înțeles încă câțiva ani în urmă, atunci când inclusiv colegii ai mei și domnul Gligor, venind din domeniul justiției, a propus careva soluții, inclusiv reorganizarea, lichidarea procuraturilor specializate și reangajarea prin concurs a procurorilor în aceste instituții, ceea ce ar fi dus la inutilitatea vetingului și prevetingului. Proces care îl vedem eșuat și care a avut succese doar în eliminarea unui anumit număr de judecători și procurori compromiși din sistem. Dar, per ansamblu, sistemul se opune în continuare și pârghiile sunt trase din altă parte. Nu este un secret pentru nimeni că doamna Sandu și reprezentanții guvernării au vorbit în spațiul public despre necesitatea creării unui tribunal anticorupție. Nu am văzut nici proiectul de lege, nu am văzut nici metodologia de activitate sau modul în care va funcționa această curte, astfel încât să fim siguri că nu se va merge la derapaje antidemocratice și se va face ceva doar de dragul vitezei. Plan de acțiuni, poate să confirme și domnul Galbur, am întrebat, nu l-am văzut. Sperăm că în următoarea perioadă, doar că întâlniri de acest gen cu participarea lui Eugeniu Nechiforciuc, probabil ca expert în corupție electorală sau nu știu ca ce a fost prezent, sau ca pionier, chiar ne-a lăsat un gust amar multora din noi. Așa. Și ne-am abținut cu greu să nu ieșim din acea sală, pentru că deja nu era clar dacă discuțiile poartă un caracter serios sau sunt mimate. Cu alte cuvinte, nimic după acea întâlnire. Am sau nu dreptate, domnule Călău? Da, eu am spus că a fost o întâlnire mai mult despre nimic. Deși le consider aceste întâlniri sau intenția acestor întâlniri între președinte și partidele extraparlamentare, un exercițiu destul de benefic pentru armonia socială și pentru democrație în general. Eu am spus, nu știu dacă mai există țări în Uniunea Europeană unde președintele se întâlnește cu partidele extraparlamentare. Aici, într-adevăr, e o bilă albă pentru doamna președintă. Haideți să mergem la reclamă și ne spuneți mai multe detalii la acest subiect și despre bile albe și despre bile negre. Vorbim în continuare după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu ochii pe noi. Iată-ne reveniți în studio, continuăm discuția noastră. Astăzi la noi în studio se află Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc, dar și copreședintele Ligii Orașelor și Comunelor, Alexandru Bujorean. Domnule Galbur, înainte de publicitate discutam despre acea întrunire și despre ecourile ei, dacă le putem numi așa. Da, eu imediat ce am ieșit de la președinție am spus direct, fără niciun fel de, mă rog, scrupulă, că a fost o întâlnire mai mult despre nimic, pentru că 80% din timpul petrecut acolo a fost discuții care nu aveau nicio relevanță. Cu tot respectul pentru background-ul politic al anumitor politicieni care au fost invitați acolo, îi consider expirați, care nu mai reprezintă nicio forță vie, viabilă în politica moldovenească. Și atunci noi am stat și am ascultat vreo 40 de minute ce a mai vorbit Mihai Ghimpu, ce s-a mai petrecut în viața lui, mai erau vreo doi. Deci timp inutil. Eu cred că doamna președintă până la sfârșitul anului și timp e practic foarte puțin rămas, trebuie să-și aleagă clar cu cine discută, ce discută și care sunt rezoluțiile, adică planul de mai departe, și tempoul trebuie grăbit, pentru că văd aceste întâlniri practic o dată în an, o dată două ori pe an maxim. Dar ele trebuie să aibă loc constant, lunar, și nu doar cu Maia Sandu, ci și cu premierul, cu președintele Parlamentului, etc. Apropo, mulți au spus că Maia Sandu s-a întâlnit cu partidele extraparlamentare sau de opoziție, dar la eveniment a fost prezent și președintele Parlamentului, PAS-ului, domnul Igor Grosu, care nu a fost atât de vocal, hai să recunoaștem, și nu a fost pe potriva funcției pe care o ocupă în Parlament, nu a venit cu, hai băieți, facem asta mai departe, un plan de acțiuni, niște pași, a fost așa, destul de inert. Și nu uităm că noi suntem stat parlamentar și speakerul este de fapt prima persoană în stat. Aveți aceeași părere, domnule Bujorean? Mă tem să cred că planul de acțiuni nu ni s-a prezentat, dar el este. Și necesitatea acestei întâlniri era mai mult de legitimizare sau de credibilizare a anumitor acțiuni.
Cert este că fenomenul corupției electorale și corupției politice, și cel puțin în asta suntem de acord cu PASUL și cu doamna președintă, afectează nu doar partidul de guvernământ, dar toate forțele sănătoase. Noi suntem într-o concurență neloială, neavând resurse financiare, mediatice, neavând structuri în teritoriu care să se fundamenteze pe oficii plătite, pe personal angajat. Ceea ce se întâmplă astăzi în gruparea Șor, noi nu vom putea garanta o securizare a votului cetățenesc la următoarele alegeri și da, măsuri trebuie să fie aplicate, dar dure, hotărâte, dar în concordanță și în conformitate cu legea sau cu acele proceduri care urmează să fie adoptate în următoarea perioadă. Și noi suntem foarte curioși despre ce este vorba și noi vrem să fim implicați și de propunerile noastre să se țină cont în acest proces, astfel încât să fim siguri că după ce se va încheia lupta cu corupția politică și cu partidele din gruparea politico-criminală, să nu se apuce cumva acele structuri nou create și de partidele politice care vor reprezenta o concurență sănătoasă pentru partidul de guvernământ. Da, noi am și menționat, de fapt, problemele, obstacolele cu care ne confruntăm noi, partidele extraparlamentare, legate de codul electoral, de activitatea Comisiei Electorale Centrale, care sunt sigur că are o intenție bună, nu stau oameni răi acolo în funcție, însă prin prisma codului electoral, modificat de vreo 3 ori în ultimii ani de către PAS, s-au adoptat niște rigori și niște decizii destul de draconice, și e clar, care vizau gruparea criminală Șor, însă spre regret, cum au umblat cei de la Șor cu pungile cu bani, așa și umblă, însă suntem afectați noi. Toate plafonările acestea a fondurilor, imaginați-vă de exemplu că eu aș fi milionar și vreau să-mi finanțez propriul partid. Știți că în ziua de azi legea nu-mi permite să donez propriului partid pe care îl conduc mai mult de 72.000 de lei pe an. Ce poți face cu 72.000 de lei pe an când îmblă gruparea criminală Șor finanțată de Rusia cu 200 de milioane de dolari? Asta e doar cifra despre care organele noastre de drept cunosc. Poate cifra e mult mai mare. Deci această concurență sau competiție incorrectă, clar că ne dezavantajează. Eu personal am rugat-o și de vreo 2 ori chiar am făcut apel către doamna președintă, un apel legat de pragul electoral. Deci în ziua de azi, pentru un bloc politic sunt 7% pragul electoral, pentru partid 5% și pentru candidat independent 2%. Noi am solicitat reducerea pragului electoral la 3%. Este și spre beneficiul partidului de guvernare, pentru că ei ajungând în Parlament la anul, cu siguranță că vor ajunge, că, mă rog, în continuare au acces la resurse administrative, vor avea nevoie de aliați integri, curați, bine intenționați, necompromiși. Și în momentul în care noi nu vom fi acolo, ei vor face alianță cu Ceban, cu Igor Dodon, etc. Și atunci doamna președintă mi-a spus, păi dacă pragul îl mutăm la 3%, vor intra mai mulți din ăștia finanțați de Federația Rusă și de Șor. Și eu personal cred că e o abordare greșită, pentru că poți pui pragul de 10% la banii pe care iau gruparea criminală Șor și a coaliției lor, ei intră și cu mai bine de 10%. Deci e o matematică demonstrată clar la alegerile prezidențiale și la referendum, care cu siguranță, ei au învățat multe lucruri, acum au tatonat terenul și care cu siguranță la următoarele alegeri va fi folosită din nou toate aceste ecuații matematice. Din 3% de la un candidat, din 4% de la alt candidat, din 5% vor crea o structură care va putea accede în Parlament cu un număr destul de impunător de voturi. Asta voiam să întreb. Da, vă rog. Ca să încerc scuze, ca să fim corecți, domnul Galbu plecase un pic înainte de încheierea discuției și a fost vociferată această propunere repetat și profitând și de faptul că domnul Grosu și în calitate de președinte a Parlamentului, nu doar de partid, era prezent, dumnealor au spus că este deschidere de a discuta acest subiect, doar că aceste modificări trebuie operate în noiembrie-decembrie al acestui an, pentru ca să ne încadrăm în termenii legali prevăzuți de codul electoral până la alegeri. Vedem dacă este deschidere și, ca să fim obiectivi, a mai fost o propunere care a sunat și aici, din principiu, am agreat-o toți cei prezenți.
ca să ieșim cu o declarație politică de condamnare a corupției politice și corupției electorale și cred că nu am vedea o problemă în acest sens, pentru că este un fenomen care trebuie să luptăm cu toții. Îl condamnăm bine, trebuie să și-l stârpim. Evident. Întrebarea este dacă acest fenomen va predomina și scrutinul de la anul. Adică, bine, am schimbat ministrul afacerilor interne, începem lupta mai acerbă. Cât de mult sau de puțin vor reuși autoritățile să stârpească măcar 70% din acest fenomen și dacă nu ne trezim din nou în alegeri cu 300.000 de votanți cumpărați? Cred că nu e un secret pentru nimeni că amploarea sumelor bănești investite și banilor murdari veniți de la Moscova va crește. Ei nu au o problemă a pierde o valiză cu 500.000 de euro. Instanțele judecătorești nu au o problemă a vedea o încălcare în acest lucru și eliberează cu ușurință de răspundere inclusiv persoane prinse în flagrant cu astfel de sume. Adică ei își permit în acest proces să piardă bani, să piardă oameni cărăuși, reținuți, anchetați. Și asta se întâmpla pentru că, din păcate, structurile lui Șor, evident coordonate și ghidate de la Moscova, au ajuns la o capacitate instituțională, juridică a lor pe intern, cu 10 de avocați, cu armate de juriști, să depășească anumite instituții ale statului. Și analizând situațiile din ultimii ani, corupția electorală dovedită și vădită la alegerile noi din Bălți, din Găgăuzia, din alegerile locale, din păcate nu am văzut cazuri de rezonanță sau condamnări pe aceste cazuri. Iar partidul de guvernământ continuă fiecare eșec să-l prezinte ca și victorie, la fel cum a prezentat și victoria în alegerile locale, având primari în doar o treime din localități din această țară. Mi-e neplăcut să-mi aduc aminte de perioada în care era Plahotniuc. Ăla făcea 90% membrii PD din primari într-o săptămână după alegeri. Și asta nu ca și compliment, că nu trebuie să meargă cu astfel de metode. Dar să ai o treime din primari din țară alături de tine, asta înseamnă să nu ai suportul popular. Și să mergi cu această pseudo-victorie în prezidențiale și să dai și prezidențialele și referendumul care a trecut pe muche ca și o victorie, pentru că așa se dă. Oamenii sunt ultra entuziaști în felul lor de a fi și se complac în pozițiile pe care le au și, din păcate, nu confortul lor contează, pentru că ei vor pierde și și funcțiile și guvernarea, dar riscăm să pierdem noi ca și societate un viitor într-un spațiu valoric al păcii și prosperității și pentru asta trebuie să luptăm. Domnule Galbur, cu alte cuvinte, această schemă pusă la cale de Ilan Șor depășește, așa cum a spus domnul Jorean, instituțiile statului. Altfel vorbind, noi, ca și țară, nu ne putem lupta cu un om. Noi, de fapt, noi ne luptăm cu un simplu om. Noi ne luptăm cu Federația Rusă și cu capacitățile practic inepuizabile ale Federației Ruse. Și bine ați menționat că pericolul din 2025... privind alegerile parlamentare, va fi mult mai mare. Eu estimez, și probabil toată lumea care are tangență sau urmărește politica externă, că la începutul lui 2025 va avea loc, sub o formă sau alta, un fel de pace în Ucraina. Așa a promis și noul președinte ales al Statelor Unite. Hai să sperăm că va avea loc. Și în momentul în care se vor opri bătăliile de pe linia de front, Rusia nu va avea o problemă să aloce 500.000.000 de euro pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, mai bine zis pentru periclitarea lor. Și credeți-mă că o va face. Pentru că rușii au bani și pentru că, iată, experiența pe care au acumulat-o la campania pentru referendum și campania pentru alegerile prezidențiale, le servește drept model de acțiune pentru următorii pași din 2025. Da, doar imaginați-vă și oamenii trebuie să cunoască. Astăzi, de exemplu, Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Moldova are o lacună de 7.000 de funcții, de personal, în sens că nu ajung 7.000 de polițiști, oameni, de angajați. Și noi... Eu scot pălăria în fața polițiștilor de bună credință care chiar au muncit zi și noapte și au umblat și prin sate și au umblat și prin orașe și au prins în flagrant acești infractori, că sunt infractori până la urmă. Dar această incapacitate de a
de a vâna sau de a depista cele 300.000 de voturi cumpărate, eu aș spune că astăzi nici măcar România nu are capacitatea, cu toate resursele pe care le are, nu are capacitatea de a prinde sau de a developa o astfel de schemă frauduloasă electorală. Pentru că, într-adevăr, a fost ceva construit nu de ieri și nu de azi, dar ani de zile au adus bani în Moldova prin diferite căi, au instruit oameni, au avut o capacitate genială de mobilizare și de construcție acestei scheme, din păcate diabolică, care ne afectează și ne va afecta în continuare. Curtea Constituțională va valida alegerile prezidențiale pe 28 noiembrie? Nu ar fi corect să ne expunem în locul curții, dar dacă a fost validat rezultatul referendumului, cred că nu se vede problemă nici aici. Nu pe această cale ar trebui să se meargă. Alegerile au decurs cu toate lacunele care au fost, au decurs până la urmă într-un mod așa cum a fost. Cert este că de azi încolo așa trebuie să ne asigurăm că acel număr mare de votanți și cifrele care s-au vehiculat în spațiu public, diferite, au indus în confuzie. Inițial se vorbea despre 130.000, am auzit și cifre de 300-400.000. Inițial se vorbea despre 300.000, după care am auzit 130.000 și după care cumva cifrele astea s-au mai... Cuantumul acelor... Era 130.000, spunea domnul Cernăuțeanu de la IGP că au datele concrete, că au primit bani prin intermediul băncii rusești. Așa. După care, însăși, doamna președintă, chiar în seara alegerilor, a enunțat cifra de 300.000, cu care eu sunt de acord, pentru că imaginați-vă dacă doar oficial poliția a depistat 120-130.000 de voturi cumpărate, cu siguranță cifra reală este mult mai mare. Un număr atât de mare pe care l-am auzit oficial prin adresarea doamnei președinte din seara alegerilor, de fapt este o recunoaștere a eșecului luptei instituțiilor statului cu acest flagel. Și aici chiar trebuie să punem întreaga societate în alertă, doar că noi, cei din afara actului guvernării, neavând pârghile pe care le are guvernarea, nu putem influența procedural, metodologic. Iar ei, la rândul lor, având aceste pârghii, tot ce trebuie să facă e să aplece odată și odată urechea la ceea ce își dorește societatea, la ceea despre ce vorbește societatea, pentru ca să nu fie prea târziu și pentru ei și pentru țara pe ansamblu. Bun, haideți să mergem mai departe. Tot în această săptămână, cumva știrile au fost luate cu asalt despre intenția de a merge la Moscova din nou să negociem cu Gazprom. Iată că am ajuns de unde am început. Ce se întâmplă cu Temnatienul Bezvas, domnul Galbur? Temnatienul Bezvas se transformă ușor în Temnatienul Bezpas, cum am și scris eu zilele trecute pe rețele. Din păcate, eu cred, e o invitație, din câte noi am fost informați, e o invitație din partea Gazpromului. Deci Gazprom a chemat guvernul la discuții. Apropo, la Sankt Petersburg, la sediu. La Sankt Petersburg, da. Dar e cu siguranță o momeală din partea rușilor, pentru că ei au fost foarte buni la acest aspect. Vorbeam și cu domnul Bojorean anterior că, cu siguranță, condițiile pe care le vor impune rușii privind livrarea de gaz, și e clar că miza va fi, subiectul cu care vor merge cei de la Chișinău, va fi gazul pentru regiunea transnistreană, pentru că luăm și electricitate de acolo și pentru ca să nu avem turbulențe, pentru că orice criză de acest gen, teoretic, ar aduce turbulențe. Însă întrebarea e alta. În acești 34 de ani, 33 de ani, sau 32 de ani, mai bine zis, după războiul din regiunea transnistreană, au fost perioade în care Rusia nu s-a prea interesat de poziția Chișinăului, ci pur și simplu a livrat gaz gratuit în regiunea transnistreană, iar Chișinăul s-a făcut că nu vede tranzitul acestui gaz. Deci toți au fost cumva împăcați. De unde până unde li s-au evit Rusiei această poftă de dialog cu Chișinăul, unul la mână și doi. Însă și doamna președintă, țin minte cum a spus, că nu e gata să-și vândă o bucată de țară pentru un preț mai ieftin la energie electrică sau la gaz. Și vedem cum s-au schimbat radical lucrurile. Lucrurile astea îi va costa politic enorm pe cei din PAS, pentru că toată comunicarea lor, cel puțin din ultimul un an, jumate, doi,
s-a concentrat pe faptul că, iată, una dintre cele mai mari realizări ale acestei guvernări a fost să rupă Republica Moldova din șantajul energetic al Federației Ruse. Ca să ce? Să ajungă pe final de mandat să se întoarcă înapoi, cum ați menționat și dumneavoastră, de unde am pornit. Deci va costa politic, pe noi însă ne va costa, pentru că Rusia va încerca prin această schemă sau prin aceste negocieri, anume să provoace turbulențe în regiunea transnistreană. Ce fel de turbulențe? Domnule Bujorean, cu ce se va întoarce Parlicov de la Sankt Petersburg? Una din principalele lecții pe care trebuie să o primească și această guvernare și toate celelalte, că orice propunere care vine de la Federația Rusă, inclusiv prin Gazprom, aparent una foarte constructivă, conține în sine însuși o bombă cu efect întârziat. Ar fi absurd să mai creadă cineva, inclusiv domnul Parlicov, că pleacă să domine Gazpromul, așa cum am mai avut noi situații. La acea etapă în care fostul ministru, deja Andrei Spânu, semna contractul, rușii știau foarte bine că vor începe războiul în Ucraina, că prețul la carburant și la gaz va crește semnificativ și ei vor avea de câștigat. Și chiar acel preț care părea unul mic pentru Republica Moldova, de fapt s-a dovedit ulterior a fi unul care a pus Republica Moldova într-o situație delicată, pentru că noi am procurat gaz scump și am avut situația în care am putut să luăm de pe bursă și aici, apropo, grație României, Republica Moldova a început să procure de pe bursă. Experți din România au învățat Republica Moldova să meargă pe bursă și să cumpere în diferite perioade ale anului gaz mai ieftin. De ce astă vară nu s-au făcut rezerve? Asta este întrebarea cheie. De ce astă vară nu s-au procurat resurse? La un preț relativ scăzut. Se vehiculează că nu au fost spații de stocare. Despre lucrurile astea a trebuit să se discute. Cert este că despre probleme se cunoștea. S-a dorit să se treacă de alegerile prezidențiale. Acum, situația actuală a guvernării și a țării noastre pe ansamblu este una destul de complicată. Rușii vor da o ofertă bună, dacă putem spune bună, de preț, astfel încât Republica Moldova să fie pusă în dilemă și guvernarea să trebuiască să accepte aceste condiții sau să argumenteze populației în temnatienă bezvas, plătim mai scump, dar luăm gaz pe revers sau de pe bursă. Pe de altă parte, este o realitate deja că contractul cu naftogazul expiră este 31 reziliat, decembrie. Va fi reziliat și din 1 ianuarie Ucraina nu va mai permite tranzitul de gaz, ceea ce va lăsa Transnistria fără gaz. Eu nu cred că actuala guvernare este atât de mult preocupată de soarta cetățenilor din stânga Nistrului, chiar dacă trebuie să ne preocupă, sunt oameni vii, cu familii, cu copii. Sunt cetățenii Republicii Moldova, este adevărat, dar acolo sunt și întreprinderi care asigură funcționalitatea Transnistriei ca și zonă separatistă. Și acolo este centrala de la Cociurgan, care dacă nu va avea gaz ieftin, va vinde Republicii Moldova energia electrică la un preț minim de 3-4 ori majorat. Și acum întrebarea iarăși este către așa numitul strateg al partidului și ministru eficient care a fost. De ce rețeaua Vulcănești-Chișinău, care a avut misiunea și rolul de a interconecta sistemul energetic al Republicii Moldova la rețeaua europeană, nu este funcțional? Pentru că atunci când portofoliul energetic era la Ministerul Infrastructurii, Dezvoltării Regionale și Energetice, parmi se numea, s-a tergiversat cu licitațiile de construcție, la fel cum se tergiversează acum la aeroport, nu a fost dată în exploatare în termen, nu a fost finalizată în vara acestui an, așa cum prevedeau inițial condițiile contractului, și noi astăzi nu avem o alternativă viabilă de procurare acelei energii electrice, inclusiv din România, care are rezerve de gaz, care are producere de gaz, ce depășește inclusiv consumul propriu în anumite perioade ale anului și care ar fi putut inclusiv și energie electrică ca la țara sau statul soră să livreze această energie electrică. Inclusiv la preț preferențial. Și nu doar linia de la Vulcănești, ci și linia Bălți-Suceava. Și am impresia că asistăm la un soi de sabotaj intern. Din partea cui? Din partea celor interesați în piața gazelor, pentru că s-au creat atâtea... S-a încercat liberalizarea acestei piețe de către PAS în ultimii ani, dar partea proastă e că au apărut tot felul de firme intermediare neclare. Unul vinde mai ieftin, unul vinde mai scump. Existau companii care, atunci când era gazul la cel mai înalt preț pe piață, îl vendeau de 3 ori mai ieftin. Cum asta e posibil?
Deci nimeni niciodată nu a comunicat clar, nu a venit cu explicații, pentru că acest business din acest domeniu iubește haosul, iubește liniștea și iubește neclaritatea, pentru că în neclaritate se pot face bani mulți. Din păcate s-a întârziat cu conectarea la sistemul, iată, în prag de iarnă, la sistemul de electricitate de aprovizionare din România. Eu nu cred că cu tehnologiile pe care astăzi le avem noi în 2024, Republica Moldova, de construcții vorbesc, de conectare, de tot ceea ce înseamnă tehnologie, nu se putea accelera și construi și finaliza, iată, în octombrie. Pentru că dacă în octombrie, înainte de referendum și înainte de prezidențiale, mergea Maia Sandu, Staio Panglică la inaugurarea liniei de la Vulcănești sau de la Bălți, și promitea sau era clar că prețul la electricitate va fi mai ieftin, că gata, clar, nu mai depindem de Federația Rusă, atunci aveau și cifrele să fie alta și dispoziția populației. Iar în schimb, iată, vedem la sfârșit de an că iar merg cei de la guvernare la moș. Și repet întrebarea, cu ce se va întoarce Parlecov de la Sankt Petersburg? Nu știu dacă să zic asta, dar eu cred că se va întoarce cu nimic și se va solicita, de fapt, să vină ori Dorin Recean, ori Maia Sandu la Sankt Petersburg la negocieri. Și acest lucru va pune într-o lumină proastă, pentru că Rusia se află sub sancțiunile Uniunii Europene, sub sancțiunile internaționale, iar Republica Moldova tinde spre Uniunea Europeană. Și noi stăm și declarăm la Chișinău și Parlamentul votează tot felul de rezoluții prin care Rusia e considerat stat terorist. Și acum ce facem? Negociem cu teroriștii? Părerea mea personală și în general și a colegilor mei este că am fi putut anticipa, iar în momentul de față eu cred că iarăși România e unica noastră speranță. Timp nu mai avem să ne conectăm, dar cel puțin la capitolul gaz există soluții practice, inclusiv astăzi să cumpărăm. Cum am din rezervele României? Guvernarea ar trebui să ne răspundă la două lucruri. Cât de coordonat este acest pas cu partenerii noștri europeni, care din punct de vedere bugetar au subvenționat bugetul Republicii Moldova și fiecare factură din această țară ca cetățenii noștri și păturile social vulnerabile să nu fie afectate de prețurile galopante și cât de corect suntem noi în raport cu cei care ne asigură pace în Republica Moldova, cu poporul ucrainean, care are o treime din țară, fără lumină, fără încălzire. Noi avem acorduri de parteneriat cu primării, cu inclusiv la 30 km de linia frontului. Le-a fost bombardată centrala termică, le-a bombardat primăria. Cum va arăta asta în ochii întregii luni, dacă vom merge acolo? Din start, acceptarea discuției sau aducerea în discuție acestei invitații, lipsa unei reacții prompte și refuzul au pus actuala guvernare într-o capcană. Și partida prorusă deja folosește acest lucru și în anticipare anunță că prețurile vor crește și responsabilitatea din nou va fi pusă pe actuala guvernare. La Sankt Petersburg urmează să se discute și un alt subiect. Este vorba despre managementul companiei Moldova Gaz. Cum credeți, cum se va despica firul în patru la acest subiect? Astăzi Gazprom deține 56% din acțiunile Moldova Gaz, Republica Moldova deține 13%, 13 și. Deci să nu ne îmbătăm cu apă rece, că rușii vor modifica. Vedem vor modifica ceva în structura organizațională a Moldova Gaz. Vedem foarte bine tentativele din ultimele luni, preponderent din 2024, actuale guvernări de a schimba managementul Moldova Gaz, dar iată că după 3 ani de guvernare pro-europeană și anti-rusă declarată, avem în fruntea la Moldova Gaz același personaj dirijat direct de Federația Rusă și de Gazprom. Rușii pur și simplu vor insista în cadrul acestor negocieri pe care le vor purta cu guvernul de la Chișinău ca omul lor să fie în continuare numit director la Moldova Gaz. Și Chișinăul va accepta această propunere, domnule Bojorean? Chișinăul are o soluție și o are pe masă, inclusiv din câte cunosc eu Parlamentul. Domnul Sergiu Tofilat a venit cu această propunere, a făcut-o și în spațiu public și din câte știu a pregătit și un proiect de lege de instituirea unei administrații provizorii, temporare, administrații speciale la Moldova Gaz, inclusiv prin desemnarea unui director interimar.
Așa. Și acest lucru se încadrează inclusiv din punct de vedere juridic. Iată, nu știu de ce, guvernarea alege calea umilinței să meargă la Consiliul de Observatori, care pur și simplu va umili Republica Moldova. Dacă atunci când Andrei Spânu a semnat contractul, ei ne-au mințit și ne-au jucat în sensul direct, aici va avea loc o umilință crasă și, sincer să vă spun, nu-l invidiez deloc pe domnul ministru dacă face acest pas și mai ales dacă îl face nu din dorință proprie, dar inclusiv în coordonare și la indicația guvernului. Bun, haideți să mergem mai departe. O altă știre care s-a vehiculat în această săptămână în spațiul public sunt aceste drone care tot cad în ultima perioadă pe teritoriul Republicii Moldova și pentru care nu suntem pregătiți, cel puțin așa am înțeles din declarațiile ministrului apărării, domnul Nosatăi, care spune că acele radare pe care le-am achiziționat și pentru care s-au cheltuit un pic de bani, trebuie să recunoaștem, nu fac față și nu au capacitatea de a detecta aceste drone. Din câte am înțeles, ele detectează doar rachete și avioane. Ce se întâmplă la acest capitol, domnule Galbur? Eu nu l-aș blama atât de mult pe ministrul apărării și... Nici n-am încercat să-l blamăm. Nu, în general eu vorbesc de societate. Din ce văd la nivel de societate. Pentru că vă dați seama, în aceste trei decenii de independență, practic nimeni din cei care au fost la guvernare până astăzi nu au fost interesați de fortificarea capacităților militare ale Republicii Moldova pe motiv că suntem stat neutru. Suntem stat neutru. Da, de parcă neutralitatea presupune să stai, mă scuzați, în chiloți și cu sapă la avioane, în vorba populară. Nu. Dacă vrei să fii neutru, trebuie să fii bine dotat. Armata trebuie să fie, părerea mea, în bază de contract. Capacitățile militare trebuie modernizate la nivel, la standarde europene și nu trebuie să mergem departe. România e cel mai bun model de adaptare a forțelor militare și a capacităților și a tehnologiilor militare la tot ceea ce înseamnă standardele NATO, pentru că e un model. Aceste radare, da, ele sunt necesare și noi, dacă n-am investit 30 de ani azi, dacă spunem că avem de nevoie de 5 miliarde de euro pentru sistemul de sănătate, toată lumea o spune că este enorm și este enorm. Practic e o treime din produsul intern brut al Republicii Moldova. Însă, da, dacă vrei să fii apărat, toate aceste tehnologii costă. Dronele pe care le vedem la Chișinău, sau la Chișinău, prin Republica Moldova în ultimele luni, nu sunt drone purtătoare de explozibil, nu sunt nici drone tip Shahed, sunt drone capcană, care bulversează apărarea antiaeriană a ucrainenilor și lasă loc liber pentru dronele care poartă explozibil. Unul la mână și doi la mână. Atunci când unii blamează Republica Moldova sau Ministerul Apărării, militarii noștri, care își fac meseria, că, uite, nu depistează dronele, păi puneți-vă întrebarea, în ultimii ani Ucraina a fost dotată cu cele mai noi tehnologii militare, cu cele mai noi radare de pe piața militară și dacă ei nu le pot depista și nu le pot da jos, ce să mai vorbim de Republica Moldova? Dar cu siguranță că nu degeaba nu cad ele pe un câmp undeva în Odessa sau în regiunea Transnistriană, Bunăoară, sau în regiunea Cernăuțului, dar cad în Republica Moldova, e și aici o intenție, cu siguranță. Domnule Bujuran, dumneavoastră ce părere aveți la acest subiect? Sunt absolut de acord. Atât timp cât vom avea politicieni care vor spune că noi în Armata Națională avem nevoie doar de fanfară din cadrul acestea și care vor confunda statutul de neutralitate cu nepregătirea absolută a unei armate necesare în această regiune sensibilă și periculoasă în care noi ne-am aflat întotdeauna. Noi am privit ca și spectatorii când Federația Rusă a intrat în 2014. Noi am avut timp din 2014 până în prezent, 10 ani de zile, ca să întărim inclusiv capacitățile noastre de apărare cu suportul Uniunii Europene și a partenerilor. Noi nu mai putem vorbi că statutul de neutralitate ne va garanta pacea în Republica Moldova, pentru că nu a garantat nici în Ucraina. Și atunci când vorbim despre colaborare cu structuri militare, nu neapărat aderare la acele structuri, noi nu vorbim doar despre NATO, pentru că asta este sperietoare pe care o vehiculează cei care doresc rău acestei țări.
Noi vorbim de niște realități care pot fi absolut imediate, începând cu anul viitor. Vedem că Uniunea Europeană își reprofilează bugetul și direcționează o bună parte pentru apărare, pentru că Statele Unite au declarat, cel puțin administrația Trump, care va fi investită, a declarat că nu vor mai asigura întregul suport financiar și logistic pentru apărarea Europei. Și Europa, Uniunea Europeană, trebuie să aibă propria structură militară, propria armată. Ceea ce pe noi, într-un fel, ne obligă, ca fiind o țară aspirantă la aderare, să colaborăm cu această structură. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și vă continuați gândul după. Doamnelor și domnilor, rămâneți aproape de noi, revenim imediat și continuăm discuția noastră. Iată, ne reveniți în studio, continuăm discuția noastră, suntem pe ultima sută de metri, dar mai avem să discutăm și să analizăm unele procese care s-au întâmplat în această săptămână și nu doar. Domnule Bujorean, înainte de publicitate discutam despre acele drone, de fapt, și toate subiectele conexe acestora. Vreți să mai adăugați ceva aici sau mergem mai departe? Aceste drone sunt drone de însoțire. Ele au menirea să bruieze spațiul aerian astfel încât radarele din Ucraina, sistemele de apărare antiaeriană, să nu detecteze dronele propriu-zise care au încărcătură de explozibil, dar sunt absolut de acord. Noi nu le-am văzut într-o amploare atât de mare pe teritoriul Republicii Moldova în primii ani de război, primii doi ani de război. Ceea ce înseamnă că acea rezervă de combustibil a fost suplinită și probabil nu întâmplător, astfel încât să intensifice panica în societate. Chiar dacă ele nu conțin explozibil, cert este că la orice înălțime, căzând peste un obiectiv mobil sau imobil, va cauza daune și nu ne trebuie acest lucru. Noi nu venim din domeniul militar ca să dăm prea multe sfaturi colegilor de la apărare, dar probabil ar trebui mai puține explicații publice atunci când se spune că radarul nostru nu prinde drona care zboară atât de jos. Asta cumva deschide părții agresoare unele informații despre înălțimile la care trebuie să zboare și despre alte lucruri. Trebuie să ne întărim capacitățile noastre de apărare. Și scurtuț, vreau opinia domniilor voastre și referitoare la licitațiile de la aeroport. Licitația pentru închirierea spațiilor comerciale de la aeroportul Chișinău va fi transformată într-un proiect de investiții, iar gestionarea acestuia va fi preluată în viitor de Agenția de Investiții. O declarație în acest sens a fost făcută de premierul Dorin Recean. Va pune punct acest pas epopeei de la aeroport, domnule Galbur, dar o să vă rog scurtuț că vreau și opinia domnului Bujorean. Suntem pe ultima sută de metri. Da, deja cred că acest subiect probabil a plictisit destul de multă lume în ultimii ani. Este o premieră pentru Republica Moldova ca o licitație să nu aibă o finalitate un timp atât de lung. Nu cred că va pune punct la ceea ce de fapt s-a intenționat când a fost pornită licitația. Cei care din start trebuiau să câștige, vor câștiga. Aceeași companie? Da. Sunteți sigur? Da. Domnule Bojara? Scoaterea acestei licitații de sub competența APP denotă încă o parte a luptii dintre domnul Recean și domnul Spână, pentru că la APP acest proces era în vizorul și sub coordonarea nemijlocită a oamenilor lui Andrei Spână. Cred că aici este un semnal bun. Pe de altă parte, atât de multă importanță s-a dat cine va vinde plăcințele în aeroportul de la Chișinău, în loc să vorbim despre lucruri globale, despre dezvoltarea infrastructurii, despre faptul că aeroportul din Chișinău a devenit supraaglomerat și dacă acest război nedrept se va întinde, noi nu va mai face față capacităților. Noi nu avem un terminal cargo, noi suntem o țară care vrem să ajungem pe piețele globale, dar noi nu putem astăzi încărca un avion de poamă ca peste 4 ore el să fie în Qatar sau în Emiratele Arabe și să stea pe policioare în magazine. Iată despre aceste subiecte trebuie să vorbim, nu despre cine va prelua de la gruparea Șor acele spații. De acord, dar doar că acele plăcințele aduc foarte mulți bani. Este adevărat. Este adevărat și de asta și se dă luptă atât de mult timp, pentru că sunt bani mari puși în joc. Se va încheia epopeea cu câștigul aceleiași companii. Da, pentru că a fost unica, practic, companie care și-a manifestat intenția în modul serios. Deja cine are de câștigat, noi nu suntem la guvernare și nu putem cunoaște care au fost înțelegerile din spatele cortinei. Doar dacă nu se va schimba caietul de sarcini.
pentru următoarele licitații. Ar trebui să se schimbe astfel încât să fie admise mai multe companii, nu să fie pregătit sub o anumită pentru companie, anumite, cu anumite cerințe. Pentru că asta spun, dacă rămâne același caiet de sarcini, asta e unica companie care a fost vehiculată, noi dăm numele să-i facem publicitate, da, care se încadrează în acele cerințe. Și ca așa, în loc de concluzie, ce urmează? Ce trebuie să facă clasa politică de la guvernare ca, într-adevăr, cetățenii Republicii Moldova să fie mulțumiți și să le mai acorde un card de încredere la alegerile din 2025 sau nu se mai întâmplă? Eu cred că nu se mai întâmplă și nu trebuie să dramatizăm. Politica e un fenomen dinamic, o știință dinamică, unii vin, alții pleacă și tot așa, toată viața. Este normal să existe o erodare în actualul partid de guvernare, în încrederea cetățenilor față de actuala guvernare, probabil cândva va fi și față de noi, atunci când va fi la guvernare trebuie să fim autocritici, trebuie să comunicăm mai mult și mai eficient decât am făcut-o până acum și noi și cei de la guvernare și doar astfel, doar prin comunicare putem recăpăta încrederea cetățenilor în clasa politică. Domnule Bujoran, de aceeași părere? Democrația veritabilă este despre perindarea forțelor politice care vin la guvernare și sunt absolut de acord, nu este nimic grav. PAS-ul a primit atâtea cecuri în alb de la populație și de la noi partidele extraparlamentare că ei deja s-au complăcut cu acest proces. Eu cred că cetățenii trebuie să-și revadă viziunile și noi vom veni nu doar cu critici, dar vom veni cu programe concrete. Noi vorbesc de opoziție extraparlamentară, de dezvoltarea anumitor segmente. Și noi trebuie să conștientizăm și greșelile pe care le-am făcut în istoria politică recentă. Întotdeauna, Republica Moldova, un singur partid aflat la guvernare, a fost o catastrofă pentru întreaga țară. Noi avem nevoie de guvernări, de coaliție. Eu vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să veniți astăzi în studio să avem această discuție. Vă mai așteptăm. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție emisiunii 7 zile. Cei care nu ați reușit să ne urmăriți astăzi, o puteți face în reluare pe pagina de YouTube a televiziunii noastre sau pe pagina de Facebook a emisiunii 7 zile și mai nou puteți să ne urmăriți și să ne citiți și să ne citiți pe site-ul oficial cinema.md. La revedere!